Ce vedeți voi aici? Ați văzut la televizor, acum vedeți așa din, de la mine. Eu sunt de aici, nu sunt ca reporterii pe care îi trimis șefii. Du-te-mă la ZAU, conflui din Bujori. Înțelegeți? Salutare. Sunt și aici, aici Ciprian Cenan. Salut, Ciprian. Salutare. Vorbește mai tare că... Salutare. Așa, salutare, tovarăș. Salut. Hai să mergem încolo. Auzi ce vreau să vă zic. Eu o să mă duc cu... Adică du-te tu cu spatele, că ești mai obișnuit, ca să se vadă fain în spate. Știi? Și ca să vă explic, aici e rezervația de Bujor, pe Nonia Tenui Folia. Și pe timpuri, când nu era voie să vorbesc pe regele Mihai, îl ascultai numai așa, la 12 noaptea, noaptea de Revelion, cei din ZAU ziceau așa, că de-aia înflorește Bujorul în 10 mai, de ziua regelui Mihai. Acum, Ciprian a luat locul Marcus Încrean, om cu cea mai mare bibliotecă, cred că, din județul ăsta, un tip care a învățat latina ca așa vrut el, a învățat tot felul de chestii. Cipri, dacă te oprești, care e situația acum? Că tu ai luat, practic, tu ești cu studele rezervației. Anul acesta am înflorit mai devreme un pic de 10 mai. În 20 aprilie a fost prima floare și acum ne aflăm aproape de finalul sezonului. Dar, având în vedere că a fost o vreme destul de răcoroasă așa în primăvara asta, încă mai găsim flori, mai sunt și boboci, așa că, da, mă, că o să-i mai vedem câteva zile. Ai făcut treabă bună aici, cu alei, cu tot, ai luat cost de mătură? Am luat cost de mătură, că au fost cele mai ieftine și ne-au trebuit destul de multe, am luat vreo 200. Așa încât am reușit să facem alei și aici și în parcela de sus, mai mare. Câte exemplare mai avem acum? Păi mai sunt aici încă de văzut și mai multe sunt în parcela de sus, unde înfloresc mai târziu cu câteva zile. Dar foarte fain că ai preluat chestia asta, că era o poveste după ce a murit Marcus Încrean. Era o poveste că nu o să mai vină nimeni, că nimeni nu vrea să-și facă praf timpul, să-și facă praf banii, să-și facă praf. Păi, eu am luat după al doilea custode, Octavian Călugăr. După Tavi. Da, după Tavi. Tot așa se gândeau că cine o să mai aibă grijă de Bujori. Păi am luat că am zis că ne sacrificăm noi din timpul nostru cât e necesar, o lună, cam o lună în perioada în care sunt floriți, plus lucrările care trebuie făcute, primăvara, toamna, lucrări de amenajare. Păi aici, după sezon, prin august, se cosește. Tot? Tot. Și atunci florile, adică și florile și bujorii, în momentul în care tufele se usucă și ăla e momentul în care se taie tot. Dar văd că vine lumea. Și da, acum. Chiar dacă e pe final de sezon, vremea e un pic așa mai înnorat, e mai răcoare, dar lumea încă mai vine să admire ultimile flori. Cred că acolo, în zare, din alea, nu știu, 7-8 mașini câte sunt, vreo 6 de Cluj. Da, foarte mulți din Cluj. Cred că sunt mai mulți decât din Mureș care vin chiar din oraș. Cred că e mai aproape aici, peste deal, mulți vin pe traseul ăsta. Nu uitați, asta e porcăria. Cineva da. Întotdeauna da. Vrea să facă da. Ceva. Ai cea, mai, cea mai mare problemă care o avem acum cu pozele, cu selfie, să marcheze locul că a fost la Bujori. Bine, dar voi oricum aveți, uite, și acum noi suntem pe potec, că potecile sunt bine făcute. Da. Voi beneficiați de fonduri de la Consiliul Județean sau de la Ministerul Culturii? Sau... Nu. Numai de donații? Da. La 200 de cost de mătură, zice bănuță. Asta plus ce s-au mai toaletat, copaci, mai venim la curățat aici, că se cosește cu tractor. Uh-huh. Și nu se reușește să se ajungă în toate zonele aici, fiind în delușorul mai înalt. Și venim noi cu motocoasă, adunăm iarba, o cărăm afară, de la nuci, pe aici, frunzele. Mai poți? Da. Terminăm cu Bujori și începem cu munca noastră, ce avem de... Am văzut că mica afacere și acolo sus, din câte văd? Da, au apărut câteva tonete,
No, părerile sunt părțite. Unii sunt de acord cu alta, cu asta, alții nu. Păi de ce să nu fii de acord? Că lumea, până la urmă, se bucură să mănânce și un mic, să bea și o apă. Până la urmă, trebuie să fie pentru toată lumea. Unii vin mai mult pentru asta, unii se vadă în special bujorii. Mai vorbește lumea de regele Mihai. Mai puțin. Știi că altădată era o mândrie, să zici așa, mai în șoaptă, că nu era voie să zici de regele Mihai. Mai puțin. Totuși ne învăța părinții că de ziua regelui Mihai înfloresc buzunarii și toată lumea era aici. Da, atunci așa știam, dar în ultimii ani, poate și din cauza că s-au devansat un pic, sau înfloresc mai repede, mai târziu și oarecum lumea a uitat de asta. Bă, dar mie mi se pare cel mai fain omagiu pe care îl poți aduce regelui, să-i ofere o legendă. Tu îți dai seama aceea? Că așa, îi duci o sticlă de vin, îi duci o sticlă de vin și el are. Dacă îi duci un cartuș de la sau o cutie de trabucuri și el are. Bă, da, să-i dai o legendă. E altceva. Da. Asta era mândria zaului. Foarte fain, e? Și astea sunt datele când îs 85, 84, 83. Aici s-a făcut un mic studiu să se vadă exact cum cresc, după câți ani înfloresc. Primul custod de Marcus Încreanu a pus așa câteva rânduri de bujori. Și el are o legendă, adică o chestie foarte faină. Alexandru Borza, cel care a făcut grădina botanică din Cluj, a venit cu studenții aici, da, în anii 30, cred că. Da. Doamne, ce se întâmplă? O să dispară. Și copilul care era Marcus Încrean, care a trăit aproape 100 de ani, cred că, a zis, nu te cheme! Și el o să am eu grijă de ei. Da. Da. Și copilul de atunci a devenit custodele și s-a dedicat toată viața acestor flori. Dar cred că o sta mai mult de 50 de ani custode, mai mult. Cam 60. Cam 60 de ani. Da, da. Avea o bibliotecă imensă, împrumutam cărți de la el. 10.000 de cărți. 10.000 de cărți într-o casă cu 3 camere, da. Era tapetat, numai la bucătărie era cât de cât un colț de gătit. Era un om foarte fain. E fain să ne amintim de oamenii ăștia că, până la urmă, ți-o dat o altă notă în vremilor. Mulțumesc tare, mult, Cipri. Mulțumesc și eu de vizită. Bă, și mă duc să cumpăr o cană de la tine, de aia cu bujori. Te rog, cadou. Nu, cumpărat. Cadou îl facem la, nu știu, aici e de cumpărat. Și de bă, pus niște bănuți, că nu se răcește nimeni dacă pui 10, 50, 100 de lei. Mulțumesc, fain. Mulțumim și noi. Mă gândesc că ar fi foarte fain dacă ar exista o taxă de intrare la rezervația asta de bujor. Tot se face pe bază de donații, pentru că na, să găsești oameni care se cosească, să facă, să dreagă, e greu. Și un zilier e undeva la 200 de lei pe zi, plus mâncare, plus îți mai cere un pachet de țigări. Asta e realitatea, nu are sens să ne ferim de ea. Și după m-aș gândi la niște, o să sune urât, amenduțe, amendă. Pentru că mai sunt dintre aia care, deși văd acolo că sunt puse, da, toate reperele alea, dom'le, nu călca acolo, n-are sens să-ți faci un selfie pe bujorii ăștia. Uite-te că sunt poteci, cineva a muncit, cu cost de mătură, necost de mătură, dar cât de cât există un traseu. Nu, toată lumea vrea să-și vadă fața, fățăul, mecla, muia, fața, da, lângă un bujor. Și atunci natura suferă. Și dacă suferă natura, oarecum ar fi să sufere și buzunarul ăstora, care pur și simplu nu înțeleg. Eram acolo și Ciprian striga unui domn, domnule, vă rog frumos, dar nu se poate, chiar cu copiii, chiar... Dar și alții au fost pe aici, că am văzut urme. Ok, dacă făceau alții un foc de tabără acolo între bujori, trebuia să facă și ăla, că vezi, Doamne, așa e românul când se veselește. Bă, n-o să ne intre în căpățână chestiile astea și nu le-a intrat nimănui, nimeni nu a făcut de bunăvoie în lume, dar până nu zboară niște bănuți din buzunar, că până la urmă, da, va trebui să înțelegi că există niște reguli. Nu îți ia nevasta, nu îți ia nimeni copiii să-i dea la ei din ceri, nu îți mulge nimeni unghiile, dar bă, până la urmă, dacă nu înțelegi de vorbă bună, că totuși natura asta face efortul să fie frumoasă pentru tine, pentru pozele tale, alea pe care le pui pe Facebook, lângă pozele cu mânțe,
poate că și tu ar trebui să dai ceva înapoi. Adică nimic, nimic ăla să-l dai înapoi, știi? Adică să fii și tu cât de cât, cum să zic, mai discret. Nu, cam asta este. Dar repet, un bilet de intrare în sezon cred că ar ajuta. Că până la urmă, dacă plătesc un bilet de la de intrare, plătesc ca să fie mai fain. Da? Mai fain, nu ca să înceapă inoxuri sau plasticuri pe acolo, mai fain înseamnă, poate părea paradoxal, dar limba română de aia e faină. Mai fain înseamnă să rămână la fel. Natura așa cum este ea. Să aveți o zi minunată. Eu mă duc la mama să mănânc o tocană cu mămăligă. M-am făcut poftă? Dacă aș ști ce tocană face mama. Nu m-am rătăcit, nu m-am rătăcit, că eu sunt din Zau. Mama, rătăcit, mă. Bă, dacă mă rătăcesc pe aici. Opa. Cum ce? Așa. Vezi? Acum îl înțeleg pe fostul ambasador al Israelului. În Statele Unite era născut în Iași. Și l-a întrebat Oana Giurgiu, are un documentar senzațional pe cum se numește, pe Netflix, Aliyah Dada, despre evreii emigrați în Israel. Unul dintre ei, născut în Iași, a ajuns ambasador la Paris, după aia la Washington. Și l-a întrebat Oana Giurgiu, și ce vă amintiți așa din copilărie, din Iași, din... Mi-amintesc, și a început să cânte, de ce m-ați dat de lângă voi, de ce m-ați dat de acasă? Ca să vezi, mă, ambasador la Washington. Știi că, până la urmă, frunze, flori, fructe, dar rădăcinile-s rădăcinii. O zi minunată, precum v-am mai spus.